Miercuri 16 iulie s-a auzit fluierul de start pentru prima fază a Cupei României Timișoreană, ediția 2014-2015. FCM Târgoviște s-a deplasat în Argeș pentru a da piept cu divizionara de AS Valea Ursului, câștigătoarea fazei județene din Argeș. Formația antrenată de Puiu Becheanu s-a prezentat modest, reușind să-l surprindă de două ori grație golurilor marcate de Enescu și Popa. Însă încercarea acestora de a ajunge la victorie a fost destul de timidă față de gazde care și-au judecat victoria în final cu 5-2. Singura noastră concluzie este că și cea mai plauzibilă este că am pierdut un meci numai și numai datorită portarului. Pentru că într-o echipă, dacă ai portar, ai jumătate din echipă. Îl face numai portarul. Cum Bica n-a fost prezent la meci, a trebuit să folosim portarul de rezervă, Andrei, care n-am nimic cu el, e un copil bun, așa ca virgulă caracter, dar ca portar lasă de dorit. Orice minge pe spațiu porții a fost bun. În schimb, pe meleagurile dâmbovițene s-a susținut duelul dintre Flacăra Moreni și Urban Titu. Pe stadionul Flacăra Moreni, iubitorii fotbalului dâmbovițean au putut urmări un joc de calitate, care a avut ca miză, pe lângă cea competițională, și orgoliul. Întărită cu 4 fotbaliști la Athletic Bradu, Urban Titu a reușit să se impună încă din prima repriză în fața divizionarei de Flacăra Moreni, câștigătoarea fazei județene din Dâmbovița. Grație golurilor marcate de nou venitul Marian Cârstea, în minutul 11 din penalti și în minutul 24. Adrian Neaga speră că această victorie să fie primul pas spre îndeplinirea obiectivului îndrăzneț de a promova. Să fie ăsta un început al unui fotbal de calitate la Titu? Eu îmi doresc și de-aia am și venit la Titu, pentru că am văzut că au jucători de calitate. Vom mai aduce jucători de calitate și pe noi ne interesează foarte mult să formăm o echipă de care să putem să fim mândri de ea în acest an, iar la anul să atacăm promovarea. Pentru turneul 2 al Cupei României Timișoreana au fost calificate fără joc Sepsi Sfântul Gheorghe, Someșul Oar, Minerul Mehedinți, Inter Cristian, Dinamo Onești, Speranța, Biertan, Viitorul 2010 Buzău, AS Milcov, urmând ca etapa a doua să fie programată pe 30 iulie, ora 17:30, când vor intra în competiție alături de cele 42 de echipe calificate și ultimele 30 de echipe din Liga a treia.